Salutare! Poate m-ați surprins zilele astea. Făceam probe cu un soft nou de transmis în direct și credeam că transmisiunea ce e privată, așa cum am setat-o eu, dar ea era publică. Ei bine, am fost satisfăcut totuși de testele celea și m-am gândit azi să fac o transmisiune live prin aplicația, prin pagina asta. Văd că e un serviciu pentru care nu trebuie să descarci niciun soft suplimentar. Pur și simplu intri pe pagină, te loghezi, îți pregătești camera și ce vrei să mai pui în transmisiune live și poți să o transmiți. M-am gândit o vreme și n-am făcut transmisiunea asta imediat pentru că am fost ocupat. Am lucrat, iată, la recurs împotriva hotărârii judecătorului Sergiu Ciobanu de la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana, prin care a menținut amenda aplicată de agentul constatator Alexei Rusu, care nici măcar nu m-a audiat, dar iată, la data de 7 septembrie a primit o plângere, iar pe 31 octombrie a și aplicat o amendă în baza plângerii acestei femei, pe care o cheamă Larisa Fărâmă și care se plânge, abia acum am constatat în documente, se plângea doar că am intrat în locuința lor și nu, în curtea lor și le-am filmat casa și locuința. Tot de asta se plângea și soțul ei, Vladimir Fărâmă. Dar agentul constatator m-a amendat nu pentru că aș fi filmat fără permisiunea lor, pentru că nu există așa lege, ci pentru că i-aș fi cauzat leziuni corporale. Nu prea grave, e adevărat, neînsemnate, conform expertizei medicale, dar care fapte ea nu le-a reclamat imediat pe data de 27, nici pe imaginile video, poate că ați văzut acest incident, nici pe imaginile video ea nu spune că aș fi dat-o cu capul de pereți, în plângerea ei care nu are nici dată, nici oră din dosar. Ups, de ce a dispărut? În plângerea ei, ea pretinde că aș fi bătut-o împreună cu cumnata Nadejda Fărâmă, care săraca era de față și era speriată strașnic. Deci, analizând tot dosarul ăsta, văzând și hotărârea judecătorului Ciobanu, am ajuns la concluzia că sunt victima unei conspirații, ca să zic așa, sunt victima unui șir de ilegalități menite să mă descurajeze să îmi fac meseria, activismul civic, să documentez ilegalitățile de la Gheorghe Madan 10, unde locuiește familia asta, sau abuzurile lor pe care le comit la Gheorghe Madan 10/1, unde trăiește sora și cumnata lor și unde îl plasează în mod abuziv și ilegal pe fratele lor bolnav mental, asupra căruia au obținut în mod ciudat și inexplicabil tutela, la cât de violenți și de mincinoși sunt. Dar înțeleg că e un litigiu acolo între doi frați, cine obține tutela, acela poate pretinde la o cotă mai mare din casa lăsată moștenire de mamă. Nu-i așa? E cam tristă situația, dar în această intrigă, în acest conflict de vreo 20-30 de ani, am nimerit și eu ca martor, observator, persoană care încearcă să apere întâi interesele și drepturile acelei persoane bolnave mental, despre care sora lui spune că e ținută în condiții inadecvate, inumane. Și pentru asta m-am dus atunci, să mă convin că ei îl țin într-un pat distrus, care stă pe cotileți, pe cărămizi, și că îl sedează și îl țin să doarmă tot timpul și că nu au acces la toaletă acolo, etc. etc.
Ei bine, nu m-au lăsat să documentez chestia asta, m-au agresat cei care mi dețin tutela, iată fratele acestei femei și cumnata lui, fratele doar verbal când a venit ulterior, dar femeia aceea a dat busna peste mine, ați văzut în video, a dat busna chiar în prima clipă, direct la mine a venit. Și mai era un argat acolo la ei și tot sărea și m-a amenințat și acela. Femeia m-a tras de gât, mi-a rupt haina asta care apare fotografiată și în dosar de poliție, că m-am dus și m-am prins imediat la poliție. Mi-a rupt haina asta, mi-a cumva deteriorat husa la telefon și a oprit înregistrarea video. După aceea trebuie să scot altă cameră din buzunar de la rucsac cu mâna liberă și să filmez, pentru că asta mi-o ținea tot timpul fixată. Mă trăgea de gât și mă scotea afară. Deci femeia asta și cu soțul ei se împotrivesc documentării cazului. Polițiștul de sector, Alexei Rusu, care niciodată nu m-a văzut la față, dar poate că m-a văzut la față, pentru că am văzut în dosar un raport de la fața locului. Deci e foarte posibil că el e unul din ăștia. Dar el n-a stat să mă audieze în proces, când la procesul de constatare a faptei, în procesul de întocmire a procesului verbal de contravenție sau ce mai fac ei acolo, decizie de constatare a contravenției. Deci nu știu exact dacă e unul dintre ei, cel puțin după ce am fost eu și am depus plângere la poliție, nu m-a chemat niciodată să mă audieze. Femeia asta n-a depus plângere atunci, decât a dat explicații. Bărbatul a depus o plângere pe data de 2 octombrie, în care spunea că am fost în curte și le-am filmat casa și curtea fără permisiunea lor. Nu s-au plâns niciunul de leziuni corporale. Abia după aceea, probabil la sfătuirea cuiva dintre acești polițiști, sau poate au ei sfetnici mai importanți, mai puternici, li s-a spus: mergi la medic și cere dovezi că ai leziuni corporale. Și abia atunci am făcut o cerere, o plângere, această Larisa Fărâmă, în care spune că i-aș fi cauzat leziuni corporale. Dar acea cerere nu e înregistrată oficial la poliție, la Inspectoratul de Poliție Rășcani. Și în dosar apare fără dată, fără număr de înregistrare, scrisă de mână. Iată de ce cred că acest dosar a fost fabricat și s-au comis o grămadă de ilegalități prin faptul că nu m-au chemat să mă audieze, n-au ascultat-o pe martora Nadejda Fărâmă, cea care m-a chemat și care era proprietara casei, n-au vrut să vadă înregistrările astea video, dar ce folos că după aceea judecătorul a și văzut înregistrările video, a și audiat-o pe martora Nadejda Fărâmă și pe această pretinsă victimă bătăușă și care m-a și scuipat, dar a fost amendată pentru asta și a recunoscut vina. Nu știu cu cât, dar au găsit acțiuni huliganice în faptele ei. Bun, bravo, foarte bine. Dar de ce mă amendez și pe mine în situația asta? Uite cât de agresiv a fost. Eu aici am scris o plângere penală și consideram că ea a încălcat articolul 180 prim din codul penal, împiedicarea cu bună știință a activității jurnalistice. Ei bine, polițiștii n-au considerat că aș fi jurnalist și au amendat-o doar pentru hooliganism. Deci poate să-ți rupă haina, poate să-ți strângă de gât, poate să-ți rupă telefonul, poate să te scuipe în față și iau o amendă probabil minimă de 6-13 unități convenționale. Mie mi-au aplicat amendă de 20 de unități convenționale, deci 1000 de lei am deplătit prin decizia lui Alexei Rusu, care n-a venit la ședința de judecată, n-a catadexit, chiar dacă probabil a fost citat, chemat, și prin hotărârea judecătorului Sergiu Ciobanu, care cel mai probabil s-a răzbunat. Eu nu cred că acest judecător Ciobanu, pe care toată lumea îl laudă ca fiind de treabă, ca fiind înțelegător, eu nu cred că el nu vedea ce e în acel dosar. Dar s-a răzbunat pentru filmarea asta de o lună mai devreme. Nu știam că el îmi va examina cauza. Și iată, am participat cu familia Pesterov la un dosar al lor, iar acest judecător Ciobanu n-a vrut să înceapă ședința până când n-am părăsit sala de judecată. Fără teme legal, el avea obligație să spună cine examinează, ce examinează, să verifice părțile,
Și abia atunci să zică persoanele terțe, cei care filmează, opriți filmarea sau ieșiți. Na, dar n-au voie să mă scoată din sală pentru că ședințele de regulă sunt publice. Ședința aceea pe care o examina el era publică. Și chiar dacă n-ar fi fost publică, când intri și spui ce cauză se examinează, asta e partea de interes public și de acces public, nu poate să scoată omul cu camera din sală. E bine, pentru că s-a făcut de râs și vedeți ce titlu am dat, un magistrat anonim, nici nu știam cum îl cheamă. Face mascaradă în loc de proces. El s-a răzbunat și a făcut mascaradă și în cazul meu. A audiat-o pe Larisa Fărâmă, a acceptat înregistrarea video și judecătorul pretinde că a și privit-o, dar după aceea totuși scoate hotărâre pe 10 februarie că se respinge contestația mea. Și când am citit hotărârea lui, mi-a dat-o imediat, dar n-am putut să o citesc imediat pentru că atunci am venit la București și am avut drum lung. Aici la București am citit-o și mi-am pus mânele în cap. El, fie cu rea credință, fie din neglijență, n-a înțeles sau pretinde că n-a înțeles că fapta s-a întâmplat în casa Nadejdei Fărâmă și nu în casa Larisei Fărâmă. Invocă niște documente din dosar care documente anume demonstrează că oamenii aceia sunt violatori de domiciliu. Dar bine, judecătorul zice că aici ar fi trebuit să fie aplicat și articolul cu violare de domiciliu. Ceea ce mi se pare aberant. Și atunci de ce mă amendez pentru vătămare corporală dacă pretinzi că am făcut și violare de domiciliu? Femeia asta a violat domiciliu, că a venit în casa cumnatei ei fără voia ei. Pentru asta și-a chemat Nadejda Fărâmă poliția. Dar judecătorul Ciobanu a făcut din nou un sacrilegiu, o mascaradă și a pretins că eu aș fi făcut violare de domiciliu, dar mă pedepsește pentru vătămare corporală. Și pretinde că vătămarea asta s-a confirmat fără dubiu, fără îndoieli, și enumeră, din plângerea Larisei Fărâmă, din imaginile video și din mărturia bărbatului ei. Dar bărbatul ei a venit mai târziu, el n-a pretins nici în plângere, nici în explicații că aș fi bătut-o pe nevastă, ci doar se plânge că i-am filmat casa și curtea fără voia lui. Iar din imaginile video se vede cum smintita de femeie sare să mă muște. Da? Deci numai asta se vede. El pretinde... M-a uitat în documente, în plângerea femeii aceea, fără dată, fără număr, scrisă de mână, nu pe formular oficial, așa cum trebuie să fie o plângere sau o explicație. Și acolo zice că aș fi bătut-o împreună cu cumnata ei și o dădeam cu capul de pereți. Vă dați seama cât de rău sunt eu și ce tâmpenie a putut să inventeze femeia asta, iar polițistul s-a luat după capul ei, dacă nu cumva chiar el i-a dictat chestia asta, și judecătorul i-a ascultat pe amândoi și a înțeles ce a vrut el. Deci am impresia mai degrabă că acest magistrat s-a răzbunat pentru filmarea asta și a făcut un simulacru, o mascaradă de proces și în cazul meu contravențional. Dar nu aveam temei să-l recuzez, pe motiv că iată l-am filmat data trecută. Ce stai în temei să-l recuzez? Am crezut că nu e niciun conflict, că el e rațional și că a înțeles situația. Mai ales că la procesul meu, ați văzut, mi-a permis deja să filmez începutul, deja a înțeles lecția. Deci el a înțeles lecția. Începutul procesului mi-a permis să-l filmez. Când citește părțile, verifică prezența părților în dosar, mi-a permis evident să filmez și pronunțarea, fără ca să crăcnească. Deci el lecția a înțeles-o, dar s-a răzbunat cum a putut, ca un agărici. Vă amintesc că suntem în direct pe pagina mea de Facebook, dar am transmis link la această transmisiune și pe profilul meu de Facebook. Mă gândesc să pun la monetizare și această pagină de Facebook, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu algoritmii YouTube-ului și mi s-au redus încasările în ultimele două luni în jumătate și s-ar putea să nu mai pot fi liber și independent. Și de aceea mă gândesc la variante, să încarc videouri de acest fel și iată transmisiune în direct
pe pagina mea de Facebook. M-am gândit să-i schimb și numele, că asta cu candidat exclus de mafie deja nu mai este de actualitate, pentru că mă pregătesc și pentru alegerile din România și sper să nu se întâmple același lucru. Am încercat să-i schimb titlul și am zis Brega Curaj, de exemplu, dar nu știu de ce Facebook încă nu a acceptat încă nici monetizarea, nici schimbarea de nume. Dar iată, am descoperit acest soft, această posibilitate interesantă de a transmite în direct, care permite atenție și participarea până la 5 persoane în direct. Așadar, dacă vrea cineva să, nu știu, să întrebe detalii despre dosarul ăsta sau să relateze despre un caz similar sau să comenteze ce am publicat până acum pe Curaj TV, iată, zilele astea am avut multe mărturii tot așa despre abuzuri polițienești, jandarmeriești sau de gardieni din închisoare. Dacă vreți să participați cu mine în direct, măcar de probă, vă rog să-mi scrieți un mesaj privat pe Viber, Skype, chatul de Facebook și să-mi cereți link de acces. Să vedem cum funcționează acest StreamYard, aplicație online cu care se pot face transmisiuni în direct și chiar dezbateri. Deci îmi scrieți un mesaj privat, nu mă sunați cum făceați în alte cazuri când făceam live-uri pe YouTube, pentru că nu știu, nu sunt sigur că o să pot capta semnalul vostru, să-l bag cu tot cu sunet în transmisiune. În schimb, ca invitat, probabil o să vă accepte cu tot cu sunet, probabil tot prin Facebook sau nu știu cum. O să primiți un link și o să încercați să vă descurcați cu acel link, dacă vrea cineva să participe. Cel mai simplu e să dați like, share la ceea ce vedeți și eventual să comentați în chat sub acest video, fie că o să citesc acum în direct întrebarea, comentariul vostru, fie că o să-l citesc ulterior, dar urmăresc interacțiunile cu publicul meu cam tot timpul, chiar dacă sunt sute de mesaje pe zi și pe YouTube și pe Facebook, dar nu le las necitite, necomentate, dacă sunt importante, așa că contez pe voi. Deocamdată doar Elena Șerbu m-a salutat și mi-a urat succes, îi mulțumesc, dar mi-aș dori să fie comentarii, întrebări mai consistente. Da, am verificat și se aude și sunetul bine. Și o să intru și pe profilul meu să văd. Să văd dacă nu sunt aici. Nu sunt nici aici comentarii, întrebări. Asta e situația. Dacă vrea cineva să participe cu mine în direct, îndrăzniți. Eu aș putea acum să intru pe Curaj TV și să vă arăt ce am publicat azi. Ce am publicat azi sau zilele trecute, ca să mă laud sau să mă jăluiesc. Ăsta e site-ul Curaj TV. Prima postare de sus sunt amintirile foarte populare care au fost vreo săptămână în topul de aici, dar acum a început să scadă. Amintirile din închisoare ale Oxanei Pih dintr-un sat de la Soroca. Și tot întâmplător, tot despre închisoare, dar deja despre o închisoare românească de la Giurgiu. Ne-a vorbit azi mama unui deținut. Deținutul e în Giurgiu, dar mama e din Târgu Mureș și distanța între ele e probabil de vreo 500 de kilometri, adică e foarte mare distanța și femeia nu înțelege de ce a fost dus atât de departe fiul ei, dar spune că e disperat și când vorbește cu el la telefon, i s-a plâns că e atât de prost tratat, de maltratat, încât se gândește serios să-și pună capăt zilelor din acest motiv. Și femeia ne cere ajutor. I-am propus, pe lângă mediatizare, să recurgem și la proteste. Noi aici la București sau poate la Giurgiu, că e aproape de București, ea acolo în Târgu Mureș, la Cluj sau pe unde găsește vreo prefectură unde să protesteze. Poate pichetăm sediul Avocatului Poporului, pentru că și ea, ca și alții cetățeni, mi s-a plâns că s-a adresat Avocatului Poporului, Avocatei Poporului în România, e femeie,
și că nu are până acum niciun răspuns, nicio reacție, ceea ce e descalificant pentru un ombudsman. Harigeană a fost surprins să călătorească cu un tren privat al companiei Astra și zice că e diferență enormă între ce propune CFR și ce propune Astra. Larisa Șonțu de la Ciocălteni Orhiei ni se plânge că i s-a fabricat și ei un dosar contravențional, căcică și-ar fi bătut bărbatul și ea zice: da, noi ne mai certăm, ne mai batem uneori, dar se întâmpla asta în anii trecuți și atunci polițistul de sector ne convingea să facem împăcarea amiabilă, dar după ce în septembrie anul trecut am mărturisit într-un interviu video și niște imagini filmate de ea în sat că iată un vecin face fum, foc, pune în pericol mahalaua și poluează, s-a plâns despre asta polițistului și polițistul nu face nimic, pentru că ea a relatat despre problema asta, zice femeia, polițistul acum se răzbună și a făcut acel dosar contravențional din cauza căruia riscă chiar să facă muncă neremunerată în folosul societății, nu doar amendă. Și zice că e nevinovată, că anul trecut nu s-ar fi bătut deloc cu soțul, că el de atunci ar fi plecat de acasă și femeia spunge că el fuge nu de frica mea, el fuge de frica polițistului de sector care l-ar fi amenințat că dacă vii pe acasă îți fac dosar penal sau ceva de felul ăsta. Și Larisa Șonțu reclamă abuzuri la Ciocălteni Orhiei. A promis că nu se lasă intimidată, că nu s-a speriat de atâta lucru și că va reveni cu detalii din acel dosar. Duminică am reușit să merg în parc la microfonul liber și am filmat câțiva oameni care se plâng și ei de ilegalități sau analizează critic, ca acest domn Alexandru Melnic, situația politică din țară. Aici la București am reușit să particip la un eveniment cultural. L-am văzut și auzit pe scriitorul român de origine basarabiană Vasile Iernu și care povestește despre primele lui trei cărți. El le numește Trilogia Marginalilor și a mărturisit că nu și-a dorit să ajungă scriitor, întâmplător a ajuns să facă cariera asta după ce a văzut deschiderea publicului pentru subiectele care îl preocupă și pe el. El făcând facultate de filozofie la Iași și după aceea un masterat, probabil tot în filozofie, la Cluj. Cel care îl trage de limbă e Sorin Antohi, care se laudă că el a fost printre factorii decizionali după Revoluție, care ar fi propus ca basarabienilor să le se dea multe burse de studii la licee, facultăți, masterate, doctorate în România. Și mi se pare extraordinar dacă nu se laudă degeaba. Oricum, cred că acest proiect e unul foarte bun. Un coleg de-al nostru, Hyde Park, de la Orhiei, relatează de la fostul lui loc de muncă, lucra, nu știu, paznic, îngrijitor ceva la o piscină, la un centru medical și acolo a depistat o grămadă de ilegalități. Și acum când probabil l-au dat afară, sau înainte să fie dat afară, s-a apucat să facă publice aceste fără de legi. Iată, de aici de sus picură apă, fix la intrare, peste oameni și el spune că apa aceea picură din dușul bărbaților și deci nu e apă inofensivă, nu e apă doar cu ciment, cu praf, ci e apă cu diverse posibile boli, infecții. Și tot un video mai jos, dacă apăsați pe butonul citește în continuare, o să vedeți, e despre felul cum se toarnă din robinet apă în dozator, în butelie ce e de sus, din care oamenii se duc cu pahare de plastic și beau apă, iar acel robinet se tăvărește pe jos fix lângă clozetul de jos de la intrare. Și în felul ăsta e posibil ca în acea apă să intre o grămadă de minerale și microbacterii și infecții periculoase. Și omul consideră că asta e foarte grav.
Colegul nostru, Anatol Valentin Borodache de la Briceni, relatează cazul unei familii. Nu știu dacă e tamam femeia asta, dar spune că ar fi mamă de 11 copii și e nedumerită că statul n-a observat-o și nu i-a dat un ordin, o medalie, ceva. Dar eu nu știu dacă mai e vreo prevedere legală care să dea astfel de ordine și de medalie. Și pe de altă parte, ce folos că maică mi-a obținut medalie de mamă eroină cu 5 copii și asta nu a însemnat nimic, niciun ajutor de la stat să-și crească cei 5 copii. Asta s-a întâmplat pe timpul sovietic. Aici e relatarea despre ce am vorbit acum și până acum. O să intru din nou pe Facebook să văd dacă, da, iată, este doamna Tamara Rotaru de la Cahul care mă întreabă cum să intre în direct. Și eu nu știu, de aceea mai degrabă contez pe Valeriu Gușan, care și el vrea să intre în direct. Și iată, le-am trimis ambelor link să vedem care primul se descurcă să participe în direct cu mine. Nu știu, e prima dată când folosesc pentru interacțiune softul ăsta. De aceea contez pe ele, persoanele care mă privesc și care și-au manifestat intenția să participe cu mine în direct. Am dat la doi oameni, doi colegi ai mei din Hyde Park, acest link. Sper că se descurcă și că o să avem acuși interacțiune în această emisiune. Revin la Curaj TV. L-am văzut pe Ruslan Verbițchi transmițând live despre vizita lui la Necropola și la regia municipală autosalubritate. Erau foarte derutați că sunt foarte mulți câini pe acolo, necastrați, nevaccinați, neetichetați, necontrolați, ca să zic așa, și e foarte multă murdărie, anume la agenție care trebuie să se ocupe de salubritatea în capitală. Înțeleg că au fost mai mulți consilieri municipali acolo. Sperăm că o să propună chestii care să schimbe spre bine situația. Va trebui să urmăresc aici dacă. Deocamdată nu văd niciun semn că oamenii. Cineva îmi spune că mă urmărește din Israel, altcineva se miră că încă sunt viu. Da, mă mir și eu în fiecare dimineață. Viața e interesantă, minunată. În fiecare noapte murim câte o leacă, dar după aceea ne trezim și ne continuăm traiul. Nu e așa că e uimitor? Ion Leahu de la Năpădeni mi se plânge despre fără de lege în satul lui și eu i-am publicat cu mare entuziasm mărturia. Dar el după ce m-a sunat și mi-a zis că i s-au pus toți în cap, inclusiv nevasta, și m-a rugat să scot înregistrarea, dar eu i-am zis că înregistrarea nu o scot, pot doar să-i scot numele și să-i ascund fața. Iată, de pe YouTube i-am scos numele și le-am ascultat fața, dar aici pe Curaj TV am uitat să-i scot numele. Sper să-mi amintesc după transmisiunea asta live să-l anonimizez și să rămână cu frica și cu nevasta și cu satul lui, din care părea că e mai curajos o leacă, dar după care, după jumătate de oră, s-a constatat că nu e deloc mai curajos decât ceilalți. Harigiana are o aventură interesantă la Reșița. Vine un apel prin WhatsApp, dar nu cred că e legat de transmisiunea asta în direct. O rog pe Valeriu, care e mai descurcăreț, să-mi spună dacă i s-a propus să mă apeleze prin WhatsApp. Eu nu cred că site-ul ăsta StreamYard are legătură cu WhatsApp-ul. Eu speram, presupuneam că o să invite să participe oamenii prin Facebook sau nu știu cum. Cristian Marin de la Ploiești zice, eu cred că dacă acea doamnă fărâmă te-a chemat să filmezi, nu se pune problema cu violare de domiciliu. Este cam aceeași acuzație ca în cazul
fabricii de vin, când șeful serviciului juridic te acuza că ai pătruns ilegal pe teritoriul fabricii de vin. Nici măcar nu era fabrică de vin, era un colegiu de vinificație și acolo nu s-a plâns nimeni la poliție, nu m-a amendat nimeni, dar e adevărat că da, aceia pretindeau că le-aș fi violat chestia. Ia, se pare că în sfârșit am reușit să-l vedem aici pe Valeriu. Alo, eu mă aud? Oh, și uite cum ne arată în două. Ce, da, te vezi și te auzi. Da, mă văd. Numele, băi băiete, ce-a trebuit? Ți-a cerut să te loghezi? Acum și explic. Pe telefon am intrat să accesez link-ul, nu merge. Mă întreabă în engleză dacă am laptop sau planșet, ceva genul. Deja am pornit calculatorul și trebuie să accesez. Pe urmă te întreabă, nu știu, mai întreabă și îți spun să scrii nickname-ul sau să scrii cum vrei să te numești sau ceva deci de genul. Te înregistrezi. Trebuie să-ți faci un cont, să te înregistrezi pe site-ul ăsta, da? StreamYard-ul ăsta. Nu, chiar doar să dai un nickname. Camera și mă întreabă cum vreau că sunt într-o conferință, cu ce nume. Ai pus numele real, am înțeles. Eu puteam scrie și altceva, pur și simplu așa. Deci nu ți-a cerut să-ți asociezi, eu știu, contul de Facebook sau de YouTube, nu. Că eu, ca să pot să faci transmisiuni în direct, mi-a cerut să-l asociez și atunci l-am asociat cu unul dintre conturile astea. Bun. Fain. Tu mai ești în Polonia, nu te-au arestat, nu te-au expulzat, nu ți-au aplicat. Am primit decizia că eu din octombrie am dat documentele să-mi dea voie la ședere de muncă sau ceva genul ăsta. Mm-hmm. Documentele erau un, eu deja am ședem fără viză, era un ujont la dânsul, se numește. Și nu putem să ies din țară, că e, după conform legilor lor, dacă ies din țară, deja se anulează cererea mea de a obține această ședere. Și am stat de sărbători aici, spunem așa, dar nu m-am supărat că eu nici nu prea vrem să vin acasă, nu prea avem la ce vini. Și am început să spun că era chiar și mai vesel. Și acum, Catarii au scris că pe data de 2 ianuarie trebuie să vie decizia, hotărârea, adică îmi dau voie să stau sau nu îmi dau voie să stau. Și aia săptămâna trecută ne-a venit decizia că am dreptul să stau aici. Deci acum ai și dreptul să stai și dreptul să pleci. Cât timp ai de când ai plecat? De când ai plecat din Moldova în Polonia? Din mai, luna trecută. Deci mai mult de jumătate de an, dar încă nu e anul. Nu e anul. Și mai am de gând să stau și nu prea vreau să mă duc. Oricum, dacă era să revin, trebuie să fac un coridor, să stau o 3 luni acasă degeaba și trebuie iar să încep la ambasadă, să schid vizi de lucru, chestii și mestii. Oricum, chiar și birocrația care e aici, oricum îi economisește din timp și din nervi. Aici să o fac, sunt documente. Deci, Polonia e o destinație bună pentru eventuali migranți. Dacă nu ai cetățenie română, da. Alte ieșiri nu prea avem. În orice caz, în direcția este că nu prea avem șansă și nu sfătuie pe nimeni să ducă încolo. Mai ales dacă ești murit la față, asta ai probleme cu poliția, trebuie să-l oprească la fiecare pașa sau mulgă de bani. Are el și acolo, și patenta și de lucru sau nu are. Deci asta nu interesează, deci nu să ai culoare. Leac smolită și gata, ești infractor pentru băieți. Și asta o spun nu numai eu, dar o spun chiar și au și activiști pe internet ruși care observă lucrurile astea, poliției care anume opresc oamenii care de culoare, spunem, aziați, caucazieni, nu contează. Dacă nu ești alb... Probabil și cu barbă, acum și chinezii suspecți. Nu știu, cu barbă, dar cel puțin cei smoliți nu au șansă. Așa că smoliților nu văd ce să înrăsie, că e cam fașistă statul ăsta care luptă cu fașismul. De ce să mai vin în Europa? Aveți mai mult șansă. Da, apropo de fașism, auzeam că sunt tare extremiști și naționaliști polonezi și sunt foarte xenofobi. N-ai simțit dispreț, ură pentru străini, cum iată se întâmplă în România. Eu zic doi șrilanchezi sau somalezi sau nu știu ce străini vor să expulzeze de la o brutărie dintr-un sat. Eu citesc, sunt înregistrat pe diferite grupuri de Facebook aici în Polonia și sunt cazuri, vorbesc ucrainenii, că au fost atacați chiar și de poliție, atacați și de grupuri, chiar
nu știu în ce oraș, din ce regiuni, dar au fost atacați câțiva stranieri din Ucraina, Belarusia și Rusia parmiscă, de către 5 cetățeni polonești cu răcâneau ceva ură la numele la Polonia pentru polonești, ucraineni, ceva genul ăsta, nu știu cum a fost. Dar asta nu un caz am auzit, aș fi în ele mai multe, nu exclud. Eu la moment sunt în partea asta mai vestică, mai spre Germania. Poate aici oamenii s-o leacă mai, că și Polonia intri, est și vest. Așa de est e leacă mai sălbatică, așa de vest o leacă mai civilizat. Nu știu, nu m-am întâlnit personal, nu am întâlnit discriminarea asta mare, să văd așa. Și documentele cu am mai mari șanse cred că să obțin aici documentele poloneze. Dacă am obținut cartea asta care îmi dă voie să stau și să lucrez și după un timp, după 5 ani, deja pot să încerc să îmi fac cetățenie. Deja limba să o învăț și pot să dau la cetățenie. Și am impresia că eu mai degrabă să obțin cetățenie poloneză decât rudele mele care au mers pe care să-și obții cetățenie României. Noi, deci procesul am început împreună, dar eu am văzut că nu chiar gine și eu am început cu agenții care contra plată, contra cost, contra nu știu ce. Eu zic, nu, eu n-am număr pe calea asta. Și să vedem cine să obții mai repede. Dacă îmi pare că eu mai repede să obțin cetățenie polonezi. Am văzut că colega noastră Larisa Popovici sau Munteanu îmi trimitea niște link-uri că deja s-a dezghețat procesul, că au început să dea, să redea cetățenii românească, dar mâine facem o discuție cu ea despre asta, așa dacă o să vrei mâine după masă sau spre seară să revii, nu știu dacă tot în softul ăsta, poate altfel, dar o să discutăm și despre asta. Eu am citit tot niște articole de știri că în general au blocat procesul, că era acolo implicat toată agenția asta de redomâdire a cetățenii în schimb de corupție, de luare de bani, de vinderea cetățenii sau ceva de genul ăsta. Da, dar s-a schimbat guvernarea, parcă ar trebui să schimbi și comportamentul. Ei? Nu știu câte guverne s-au schimbat și moldovenii tot moldovenii au rămas. Cam da. Asta. Bine, succes, Oleg. Nu știu. Încearcă, dar softul mai aduc aminte. Îți poate folosit, dar nu pe calculator. Da, da, deci o dezamăgesc pe doamna Tamara Rotaru de la Cahu, care a vrut să intre în direct. Fără computer, probabil nu o să poată intra. Pot doar să-i sugerez să încerce să mă sună pe Messenger și să încerc cumva să încorporez apelul acela. Dacă o să reușim, nu o fie. Dacă nu, s-ar putea să o vedem, dar să nu o fie. Bine, succes! Mulțumim, noroc. Apropo, nu te implici în campanie electorală, prezidențială, la toamnă? Păi stai să ajungem sănătoși. Eu am de comandat campanie electorală aici în România, și locală, și parlamentare, poate chiar simultane, deci e mai greu în acestea asta. Dar la prezidențiale în Moldova, mai văzut că e real un candidat independent să adune 15.000 de semnături în 3 săptămâni cât îmi permite timpul și cinstit. Deci hai să continuăm cât ne ține plapul. Am încercat atunci în 2016, am demonstrat că e real, ăștia vin cu toate semnăturile în 3 ore strânse, dar eu în 2 săptămâni și n-am reușit decât 1.000 să strâng, așa că nu. Cel mai probabil nu. Bine, seară bună. Da, o să mă implic poate de partea cuiva, să fac partizanat politic. Bine, succes. Noroc. Acum o să văd, așa, a ieșit Valeriu însuși, avea chiar el un buton probabil și a fost mai ușor. Că eu trebuia să îmi caut pe aici pe meniuri să văd. Avem ora 7.53 la București, eu sunt în drumul taberei și sunt dispus să discutăm dacă mai vrea cineva să pună întrebări sau să comenteze ce am pomenit noi până acum. Vă mai anunț că aici la București am găsit și un științare în cutie poștală, căci că pe data de 3 februarie la ora 11 au venit cu un plic, cu o decizie, cu o încheiere de judecată, dar nu m-au găsit acasă. Și mă invită la Știrbei Vodă, la judecătorie sectorul 6, ca să obțin acest document. Indică doar dosarul, dar nu spune la ce birou, nu spune care e programul
și le-am scris un e-mail atunci când a venit și abia azi am primit răspuns la acel e-mail și spune că pot să vin la ei de la ora 9 la 10 sau de la 12 la 1 în perioada grevei. Deci se pare că magistrații de România fac grevă pentru că vor pensii speciale, dar eu sunt foarte dezamăgit de magistrații de România. Chiar această încheiere despre care mi se scrie aici e una definitivă și irrevocabilă și se refuză anchetarea și pedepsirea polițiștilor din poliția rutieră care m-au sechestrat, m-au privat de libertate, mi-au încălcat drepturile și m-au și amendat cu cea mai mare amendă din istoria mea de la București. Dacă la Chișinău am luat o amendă de 1000 de lei și mă stresez că e mare, aici la București amenda de 1100 de lei românești înseamnă aproape 6000 de lei moldovenești. Adică e foarte mult, e enormă. 6 sau 5000. Da, mai mult, aproape 5000 de lei moldovenești. Deci anul ăsta voi fi bun de plată. Am pierdut 3 dosare, probabil am plătit numai o amendă, deci mai am încă vreo 1500 de lei de plătit. Și în plus am primit somație de la ANAF să mai plătesc încă 80 de lei. M-am uitat pe somația aceea și n-am înțeles, 80 de lei pentru ce? Niște categorii absolut aberante, că 30 de lei pentru o chestie și încă 80 de lei pentru o chestie. Care chestie, ce a fost? Și mai am o decizie unde m-am plâns, cred că tot în cazul ăsta, cu abuzul poliției rutiere, patrulare, rutiere se numește aici la ei. Și parchetul, procurorii au respins plângerea mea și au zis că nu-i fac nimic și mă impun să plătesc cheltuieli de judecată, 200 de lei. Fai de capul meu, deci anul ăsta, mai ales cu veniturile astea în scădere sau înjumătățite de pe YouTube, o să mă apuce disperarea. Sau să trebuie să iau din nou gentuța și bicicleta și să mă apuc de cărat mâncărică la boiernașii care preferă Uber Eats, Glovo, Food Panda și ce alte servicii mai sunt care le aduc mâncarea caldă acasă. Dar asta e, nimeni n-a murit de muncă, mai ales cât sunt tinerel și capabil. Nu mă plâng, dar mai încerc. Încerc, am zis, să pun la monetizare pagina asta de Facebook, să mai bag video pe YouTube, sper să reabiliteze canalele mele. Dacă nu și nu, mă las de asta. Mă cheamă jurnalul la Chișinău să fac emisiuni, dar n-am chef să vin să le dreg lor borțele, găurile de imagine de fiecare dată când vin campania electorală și nu prea mai au credibilitate. Deja nu mai am nici eu chef să mă ocup de redresare de imagine, să fac transfer de imagine unei televiziuni care a ajuns prea jos, prea departe cu propaganda și cu manipularea. La fel cum la început semănau leit Jurnal TV cu Publica, pentru că erau două televiziuni de știri, de informații și ca o oglindă se repetau, după care Jurnalul a devenit generalist și a renunțat la știri, iar Publica s-a transformat în televiziune propagandistă. Acum Jurnalul se întrece cu Publica la manipulare și propagandă, cu singura scuză că Jurnalul e în opoziție, era în opoziție cel mai des, acum și Publica pretinde că e în opoziție și că se apără de Dodon, dar de fapt îi cântă în strună. Și le-am zis net, mai ales că nu vreau să mă întorc la Chișinău decât periodic pentru astfel de judecăți sau cu alte ocazii. Doamna Tamara Rotaru confirmă că nu știe ce să facă cu link-ul acela, nici nu are ce să facă mare lucru, poate doar să privească emisiunea în direct sau îi propun să sune aici. Dacă mă sună aici și reușim cu apel messenger să o bag în emisiune, noroc cu ei, dar nu sunt sigur, e foarte probabil că sunetul o să fie doar de la mine, nu o să fie și de la ea. Când o să fac, probabil o să cumpăr totuși softul acela cu care am făcut altă dată transmisiune, decât cu ăsta gratuit, care cumva îmi permite să particip cu 5 oameni în direct
Valeriu a demonstrat că se poate, în calitatea sunetului e bună, amplasarea în cadru e bună, dar oamenii nu pot să mă sune de pe telefonul mobil și cei mai mulți au acces la internet doar de pe telefonul mobil. Și oamenii simpli nu știu cum să mă apeleze, așa? Am nevoie de simplitate, de accesibilitate. Că altădată mi-am amintit și Google Hangouts. Era bun, fain, încăpeau până la 10 oameni în discuție, dar lumea nu știa cum să folosească link-ul de la Google Hangouts, ce să fac cu el. Și de aceea nu-i baică, s-a închis serviciul. Acum ne descurcăm și fără Google Hangouts. Mă sună doamna Tamara Rotaru. Sper că apare și aici pe Facebook, pe computer, adică. Alo. Da, doamnă, mă auziți? Alo. Mă auziți? Alo, Doriacă. Alo. Bun. Acum să vedem dacă se aude și la noi în emisiune. Dar video se poate sau nu? Încercați, porniți camera, dar nu sunt sigur că o să meargă. Ați pornit camera? Dacă ați pornit camera, v-a dispărut sunetul, cred. V-a dispărut sunetul. Așadar, cel mai probabil nu o să fie. Da, lăsați camera că nu merge, măcar cu sunet dacă vreți. Nu sunt sigur nici că sunetul se aude. Da, doamna așa închis. Cred că nu. Eu zic cred că nu, dar dânsa insistă că vrea să se exprime. Da, doamnă, vă rog să vorbiți, încercați măcar să vorbiți. Nu, cu camera nu cred că o să reușească. Văd și eu ceva cu camera nu primește, dar eu la subiect nu prea am înțeles eu despre felul că un judecător s-a răzbunat pe dumneavoastră. Și judecătorul și polițistul și cumnata femeii care m-a chemat în ajutor, deci un șir de răzbunători. Dacă ai zis pot motivul? Am arătat. Polițiștii de mult în poartă pică pentru că fac clipuri nasoale despre ei, femeia aceea tot așa, pentru că vin deseori în curtea lor și filmez fără de legile pe care le fac împotriva surorilor, a cumnatelor. Și judecătorul tot așa, am arătat un video cu o lună mai devreme în care filmam la o ședință de-a lui și el se purta cam irresponsabil și ilegal și probabil s-a răzbunat pentru că am relatat chestia asta. Vreau să vă spun dumneavoastră că știți și la noi și la Cahul, așa am observat. Deoarece eu tot observ ilegalități comise de către judecători, ba să informanții, ba ridică vocea și eu respectiv le fac observații și știți dumneavoastră că tot la zilele astea chiar am realizat împreună cu avocatul meu, am depus un recurs. Și chiar stăm de vorbă cu avocat și îmi spune, zici că da, evident aici eu fac o răzbunare față de dumneavoastră. Și asta este judecătorul Turculeț Leonid. Noi, practic, prima dată nici n-am observat că acest judecător a examinat odată, mă refer la cazul acest care ultimul am relatat eu dumneavoastră despre chemarea abuzivă ambulanței în sat. M-am zis? Da. Și acest judecător a mai examinat, anterior a examinat, deci a emis o încheiere pe cauza dată. Posibil nici eu știu, nici avocatul nu a luat seama. Deci noi nu l-am refuzat. Acum am depus recursul la curte de apel, să vedem ce o să fie. Deci zilele acestea am depus recursul. Adică cred eu că asta e un fel de
Și lege în sistemul, lege în ghilimele în sistemul judecătoresc. Am înțeles, mulțumesc. O să mai vorbim cu dumneavoastră individual, interviuri. Sper să puteți participa și în astfel de discuții pe viitor. Azi e o variantă experimentală, oamenii îmi spun că vă auziți, dar nu sunt sigur cât de bine vă auziți. De aceea zic să nu vorbim foarte mult, pentru că e risc să se audă prost. V-am zis, e o variantă experimentală azi. Aha, bine, la revedere, vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu, seara bună, da. La revedere. Acum să văd, removes from stream. Aha, am oprit-o pe doamna. Și de aici pot să o opresc. Și apelul l-am oprit. Bun, mulțumesc și doamne pentru că a participat. Lumea spune că se aude, dar nu știu cât de bine se auze. Presupun de asta și am dat sunetul mai tare în boxe. Presupun că se auzea din boxe în microfonul meu. Altfel nu cred că se auzea sunetul doamnei din apelul audio, că ați văzut, video nu poate să folosească pentru că camera computerului e folosită deja de StreamYard, de rățușca asta cu căști. 15 oameni încă se uită la mine, la noi. Nu văd alți doritori sau doritoare de a participa cu mine în discuție. Amintesc că e o aplicație, e un soft. E o pagină care oferă acest serviciu StreamYard gratuit. Poți să participe până la 5 oameni în discuții. Deci dacă vrea cineva să mai intre măcar de probă, cereți-mi cu mesaj privat link de acces. Sunt disponibil pe Skype curaj.net, pe Viber cu numărul vechi de Republica Moldova, îl găsiți pe Google, la profilul de Facebook, peste tot îl găsiți, sau pe WhatsApp cu același număr de Republica Moldova care se termină cu 94 50894. Sau pe Facebook, un mesaj privat pe Facebook cu intenția de a participa în discuție și vă dau acest link. Dar nu puteți participa decât de pe computer. Poate mâine seară o să fac altă discuție cu aplicația cealaltă și atunci o să mă puteți chiar suna în direct pe Viber, pe Skype, pe Facebook, în direct și vă bag și pe voi în emisiune. Oricât de mult, dar probabil e greu să se exprime mai mult de 3-5 oameni simultan. Dacă vreți și voi, vă dau link la această aplicație, la acest serviciu, streamyard.com. După cum vedeți, scrie sus acolo sigla asta, rățușca probabil o să rămână inscripționată pe video. Video ăsta o să-l bag și pe canalul meu de YouTube, cu care deocamdată câștig puținii mei bănișori din care mă hrănesc. Am zis că de câtva timp fac planuri și eforturi ca să pun la monetizare și pagina asta de activist civic, candidat independent sau candidat exclus de mafie, cum se numește ea acum. M-am gândit chiar să o redenumesc și am propus schimbarea numelui în Brega liniuță Curaj. Dacă aveți alte propuneri de nume de pagină, vă rog să-mi dați idei. Ana Maria Negoescu zice: el taie și spânzură. Ei au puterea și se răzbună cum și pe cine vor, chiar dacă nu este normal. Dețin puterea și abuzează de ea. Am și o părere că să se potolească justiția și legea, să facă ce trebuie și să facă ce le cere meseria. Și noi ca popor să ne opunem. Am mai plătit taxe către stat pentru salariile lor, să nu mai aibă ei cu ce plăti. A, deci să ne opunem să mai plătim taxe, asta de-am nu cred că e bună. Să ne opunem așa cum o fac eu, acționând în judecată, scriind petiții, făcând proteste, înțeleg. Dar să nu mai plătim taxe mi se pare cam periculos, pentru că te trezești cu sechestru, cu arest. Citeam tot acum codul contravențional. În Republica Moldova, dacă nu plătești o amendă, poate să impună muncă în folosul societății, iar dacă nu vrei să muncești și munca e numai benevolă, dacă accepți să muncești în folosul societății, fără să fii plătit, că altfel s-ar chema sclavagie și interzis de Constituție. Dacă nu vrei să muncești, atunci te bagă la închisoare. Și foarte penibil că pentru 2 ore de muncă în folosul societății neremunerată, trebuie să stai 24 de ore închis sau pentru 100 de lei. Deci
o sutcă, o zi de închisoare sau arest administrativ echivalează cu 100 de lei, două unități convenționale sau două ore de muncă în folosul comunității. Deci nu vă recomand să faceți asta, să nu plătiți impozite sau să nu plătiți amenzi, că l-am mai auzit pe unul mai ieri, că dar știi dacă a zis instanța să plătesc amendă, eu n-am de gând să o plătesc. Zic, să nu te joci pentru că s-ar putea să te frigă, să te doară. Mai ales că a fost o decizie penală, nu una contravențională. Așadar, Ana Maria Negoiescu, nu sunt de acord să nu mai plătim taxele către stat, pentru că statul funcționează, ar trebui să funcționeze pentru noi, dar taman asta e justificarea noastră, că de ce cerem socoteală statului, polițiștilor, funcționarilor, judecătorilor, procurorilor, pentru că noi contribuim la bugetul statului și pentru că statul trebuie să funcționeze în interesul nostru și al legii. Problema e că legile sunt stufoase, că e multă birocrație și că e multă corupție sau incompetență sau toate în cocktail nociv. Incompetență, corupție, birocrație. Ca să nu mai aibă ce plăti, pentru că noi îi plătim din banii noștri, iar ei sunt angajați să ne bată, să ne omoare sau să ne facă ce vor cu noi, pentru că îi plătim să dețină puterea. Pe mine, iată, nu mă mai bat, nu mă mai omoară, dar nici nu îi pedepsesc pe cei care mă bat. Deci, cumva, indirect, cei reprezentanții statului pe care îi deranjez cu filmările, cu investigațiile, cu protestele mele, se răzbună prin alții. Nu îi pedepsesc pe cei care m-au atacat cu spray și m-au bătut. Nu îi pedepsesc pe cei funcționari sau oameni de rând care m-au agresat fizic și în felul ăsta îi încurajează să mă mai agreseze fizic. Sau, iată, când mă plâng eu că am fost agresat fizic, mă amendează tot pe mine. Și chiar dacă vreo instanță o să accepte contestația mea sau recursul meu și o să anuleze, uitați-vă cât timp și câtă energie am pierdut în instanță de judecată. Sau în România se întâmplă și mai rău, chiar resping și plângerile mele penale împotriva polițiștilor, jandarmilor, funcționarilor de la primărie, brigadierul de exemplu, sau poliția rutieră, și contestațiile mele împotriva amenzilor aplicate tot de ei. Și așa sunt nevoit să ajung la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și iată am dosarul aici, tot luna asta trebuie să mă ocup și de cel puțin 3 cereri la Curtea Europeană împotriva României. S-ar putea unele, 2-3 incidente pe care am toate actele împreună să le comasez să fac o singură cerere, ca să mă coste mai puțin poșta, de exemplu. Și s-ar putea una, două, dar chiar 3 cereri să trimit luna asta la Strasburg împotriva României, pentru prima dată, premieră. Până acum, atenție, m-am plâns împotriva Republicii Moldova și chiar am câștigat de vreo câteva ori, împreună cu Asociația Hyde Park sau singur, sau cu colegi din Asociația Hyde Park, am câștigat împotriva guvernului irresponsabil comunist al Republicii Moldova, dar despăgubirile le-au plătit guvernele anticomuniste de după aceea, dar care s-au demonstrat a fi și ele la fel de impotente să apere drepturile mele și ale altora. Dacă față de mine, față de fratele meu, față de colegii mei din Hyde Park, poliția deja se poartă mai cu mănuși, mai cu grijă și nu ne mai reține, nu ne mai arestează, nu ne mai bagă la pușcărie, nu ne mai face procese verbale de contravenție, la fel de ușor ca pe timpul lui Voronin, pe alții nu îi lasă să protesteze, intimidează, îi ridică pe sus și lucrurile sunt la fel de grave ca pe timpul lui Voronin. Doar legea e mai bună, că pe timpul lui Voronin, abia la sfârșit de mandat, în 2008, s-a votat legea actuală 26 despre întruniri, care mi se pare cea mai bună lege despre mitinguri din toată Europa. Și o compar nu doar cu legea aberantă, învechită, vetustă, 61 de România despre adunările publice, sau legea 60 din 91, ceva de felul ăsta, că sunt două legi absolut învechite amândouă, și cea cu contravențiile și cea cu întrunirile, ambele sunt din 91 și una are numărul 60 și una are numărul 61. Dar le mai compar și cu legile din țările în care am fost. În Polonia, de exemplu, am stat 2 săptămâni și am cercetat anume cadrul legal ca să-l compar cu cel moldovenesc în 2007 și am făcut și propuneri pentru guvern și parlament și parlamentul a luat în considerație propunerile mele și chiar mi-a mulțumit. A mulțumit Asociației Hyde Park Marian Lupu, care era speaker de parlament la sfârșitul sesiunii de iarnă,
că am participat la îmbunătățirea proiectului de lege despre întruniri. Și chiar am făcut și 3 proteste la Varșovia, țin minte, în 2 săptămâni când am stat, 3 proteste am făcut. Unul la ambasada Moldovei, pentru că se încalcă drepturile de către regimul comunist, unul la ambasada României, pentru că sunt și cetățean român și că mi se încalcă drepturile de către regimul Băsesc, cine mai era pe atunci. Aveam multe probleme. În 2007 am făcut și greva foamei lângă ambasada României, pentru că erau probleme birocratice legate de pașaport și de cetățenie. Și evident, la ambasada Rusiei am protestat fix de ziua lui Putin pe 7 octombrie și de ziua morții Anei Politkovskaya și am reclamat încălcarea drepturilor omului și în Federația Rusă. Și am văzut cum s-au purtat polițiștii polonezi cu mine, s-au purtat extraordinar. Am mai protestat și la Bruxelles, am mai protestat și la Lisabona și am monitorizat întruniri publice în toată Europa și am văzut că la noi, în Republica Moldova, cadrul legal e cel mai bun, dar comportamentul polițienesc lasă de dorit. Nu vă mai spun cât de revoltător e comportamentul jandarmilor și al polițiștilor din România la adunări publice. Vania Beznoz zice, ar trebui să faci lumânările mai bune. Se referă poate la luminile astea? Eu nu cred că e necesară mai multă lumină. Pentru ce? Că e suficient. Nu am ieșit să mă însor, n-am ieșit să agăț în direct. Eu ies doar ca să provoc la discuție, provoc la gândire critică, să propag idei, ca să mă exprim și să vă ajut și pe voi să vă exprimați. Pentru asta multă lumină nu trebuie. Eu și despre filme, că de profesie regizor de film, cred că un film bun poate fi privit și prin gaura cheii. Nu-ți trebuie Dolby Stereo, nu-ți trebuie Super HD, nu-ți trebuie temerice aparate. Și am demonstrat chiar anul trecut, am făcut cu frații mei un film documentar cu buget minim, cu resurse proprii. Și eu cred că e un film bun. Căutați pe Google, pe YouTube, pe Facebook, căutați Masacrul de acasă, un film despre Holocaustul de la mine din sat. Ana Maria insistă, dar noi le plătim salariile și pentru ce? Întreb eu. Le plătim salariile ca să funcționeze statul, instituția la care ei sunt angajați și ca să fie aplicate legile. Pentru astea sunt necesare și statul, și instituțiile, și legile, ca oamenii, milioanele astea de oameni, 20 de milioane de români sau dincolo 2 milioane jumătate de basarabeni, să putem conviețui și în plus să putem conviețui și cu cei care vin, trec pe aici. Adică pentru asta sunt necesare instituțiile, statul și legile. Și pentru asta le plătim lor salarii din impozitele, din veniturile noastre. Cine are venituri mai mari plătește mai mult, cine are venituri mici ca mine plătește puțin. Eu plătesc deocamdată 10% din veniturile mele modeste, sub limita sărăciei, dar nu mă plâng și nici nu mă laud. Eu nu-mi doresc să trăiesc mai bogat și nu-mi doresc să plătesc mai mult statul român, dar și chiar dacă n-aș plăti deloc impozite prin faptul că mă duc și cumpăr în fiecare zi pâine sau plătesc bilete de troleibus, de tren, de transport public, eu prin asta contribui la bugetul public prin impozitele cele TVA și ce se mai adaugă la ele și oricum, chiar dacă n-aș plăti nimic, aș fi un ascet, un călugăr care mănâncă numai polen de flori și miroase anafură, totuna am drepturi ca ființă umană. Toată lumea, că-s migranți, că-s azilanți, că-s apatrizi, toată lumea are drepturi fundamentale și anume pe asta mă bazez și când mă iau la harță cu funcționari publici și când mă iau la harță cu polițiști, jandarmi, carabinieri, mă bazez pe drepturile fundamentale și pe voi când vă încurajez să faceți asta ca mine. Și unii îmi zic, da, dar tu știi legile, dar noi nu știm. Nu trebuie să știi mare lucru, multe legi. Dacă ai timp, citește Constituția și Constituția Republicii Moldova și a României se cam aseamănă. Dacă nu, citește măcar Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și acolo sunt 15-20 de articole maximum, deci 2-3 pagini de citit. Și acolo sunt drepturile fundamentale. Îi mai aud pe unii, dacă voi știți numai drepturi, dar nu mai știți și obligații. Cu obligații suntem obișnuiți de când ne-am născut și ni se spune despre obligația de a plăti impozite, obligația de a nu traversa strada la roșu, obligația de a
nu înjura, de a nu plesni. Iar dacă nu știm, trebuie să fim avertizați. Deci când cineva îți limitează un drept, tu știi drepturile, numai drepturile le știi. Dacă ți se spune, aia, păi n-ai voie să filmezi aici. Tu zici, cum? Păi dai un drept fundamental. Da, da, există limite. Cum? Spune limita. Care e legea care îmi interzice să filmez aici? Da? Norma legală care îmi limitează mie un drept. Eu știu numai drepturile, tu trebuie să-mi spui în ce bază acel drept al meu e limitat. Deci, nu vă simțiți obligați să știți obligațiile. E suficient că vă știți drepturile și încercați să le promovați, să le apărați cum o face Brega sau chiar mai bine decât el. Alți doritori de a participa în discuție cu mine nu mai văd. Văd niște mesaje aici pe care trebuie să le citesc, dar nu sunt legate de transmisiunea de azi, ci de videouri mai vechi și nu o să le citesc acum. Cineva mă întreabă dacă poate vorbească cu mine în continuu, trebuie să răspund la astfel de mesaje. Dacă mi-a scris un mesaj, înseamnă că poți vorbești cu mine, da. Și Daniela Galai mă întreabă dacă mai sunteți moderatorul inamicului public la Jurnal TV, că în grila de programe emisiunea lipsește. Mulțumesc, Daniela Galai, lipsește emisiunea pentru că a fost închisă și nu odată, ci de vreo câteva ori. Emisiunea prima dată a început să fie făcută în iulie sau august 2010 și tot în iulie 2013 a fost ultima emisiune. Mi-au spus producătorii în căști că spune-le că ne întoarcem în august. M-am dus fericit în vacanță cu fratele meu, am fost la sora în Portugalia, am vizitat, ne-am lăudat și m-am întors cu mincior acasă ca să fac emisiunea, să continui emisiunea așa cum am promis. Și gata, nu m-am mai lăsat să intru în redacție, atât de obraznic, de nesimțit s-au portat, încât nu mi-au explicat de ce au închis emisiunea, pur și simplu n-au mai continuat contractul și n-au mai adus nicio explicație. Oamenii m-au somat, hai să facem proteste, chiar am protestat și la redacție și în stradă. Nici o reacție de ce s-a închis emisiunea fără ca să fie avertizat publicul, așa cum îi prevede, cum prevede codul audiovizualului și cum prevede bunul simț. Dacă ai spus oamenilor că vii cu emisiunea, trebuie să vii. Și acum vreo 2 ani, deja eram mutat aici la București, au venit cu propunerea, hai să reluăm emisiunea. Și eu, naivul, am zis că păi, sunt la București, nu putem. Ba, putem. Și au venit cu tehnic, mi-au umplut aici camera cu fundal, cu lumini, cu microfoane, cu tot ce vrei, cu emisii, stații. Și am făcut 3 luni emisiunea, ce parcă mergea bine, le plăcea cum o fac de aici, de la București. Uneori ajungeam la Chișinău și o făceam și de acolo. Mi-au propus un onorariu mic, mizerabil, dar n-am stat să negociez, că v-am zis niciodată n-am fost avid de bani și ei au contat pe chestia asta. Și tot așa, absolut subit și fără nicio explicație, la anul nou, gata, n-au mai continuat emisiunea, n-au mai zis nimic, decât acum s-au gândit să mă întrebe, dar nu vrei din nou? Băi, mă păcălești odată, a doua oară, a treia oară să trebuie să fiu tâmpit ca să mă mai las atras în păcăleala voastră. Hai să vii să faci la emisiunea la noi, ca noi să te folosim când vrei și după aceea te aruncăm. A, nu, mersi. Mai bine rămân sărac, dar liber pe internet. Deci nu mai fac emisiunea Inamicul Public la Jurnal TV. Alte întrebări, comentarii, nu mai văd. Și nici mesaje că oamenii ar dori să participe cu mine în discuție, pentru că e 8:20 și vorbesc mai mult de o oră. Chiar dacă sunt, iată, 64 de oameni care se uită la mine în clipa asta. Dar mă gândesc să închid sau în cel mai bun caz să mai fac o plimbare pe Curaj TV, să vă mai arăt ce am mai publicat zilele astea. De ce nu mai arată? Ah, ba da. Să vă mai arăt ce am publicat zilele astea. O, arată chiar full screen. Bun. Și mă opresem la Harigeană.
care s-a ajuns la Reșița și a filmat mașinile ruginite, triste, ale polițiștilor, pentru care un șofer de rând e amendat și nu mai e lăsat să conducă. Dar au intervenit niște polițai aici și i-au interzis lui Hari chiar să filmeze, să documenteze chestia asta, cu toate că el, nu e așa, avea intenția bună să-i scutească pe ei de rușinea de a conduce așa mașini ruginite. Deci, după cum vedeți, poliția e cam dusă cu pluta în multe locuri și nu doar poliția locală, ci chiar și cei care se prezumă că ar fi făcut facultate de drept. Aici, doamnă, de la Poșta Veche, îmi pare că semnalează abuzuri la un magazin Linela, ci că la raft i-a afișat un preț, iar la casă a fost taxată cu alt preț și la 4 sticle de ulei cât a cumpărat ea, a ieșit vreo 20 de lei diferență, câte 5 lei de fiecare sticlă, ceea ce e foarte mult. Și iată, vânzătoarea obraznică a zis, hai că vă întorc banii, vă dau diferența, fără scuze, fără nimic. Iar paznicul a venit și a zis, doamnă, nu-i voie de filmat, doamnă, nu-i voie de filmat, doamnă, nu-i voie de filmat. Să știți că în spații, chiar dacă sunt private, dar dacă sunt spații comerciale, ele se asimilează cu spațiile de interes public, cu spațiile publice și drepturile lor asupra acelor spații se limitează pentru că ei prestează servicii sau vând produse și acele spații trebuie să fie deschise pentru toată lumea. De aceea nu e interzis. Continuați să filmați în magazine, în prăvălii. Fiți curajoși. Aici am avut mărturia care se aude cam prost, are o cameră cam veche, defectă, domnul activist de la Trinca, Nicolae Petrovici, dar dacă aveți răbdare să-l ascultați, mărturii revoltătoare despre ce îi se întâmplă lui acolo în nord, la Iedineț, în Trinca și în jurul localității Trinca, de unde se extrage piatră, calcar, din arie protejată, se taie copaci și se arde piatra, inclusiv cu cauciucuri vechi, se poluează mediul, după care acel var se vinde în condiții ilegale, inadecvate, prin toată Republica cu mașini, marfă de contrabandă și care nici măcar nu e impozitată. Când vedeți astfel de vânzători ambulanți cu var, neapărat anunțați poliția, pentru că ei nu au niciun document justificativ pentru acel var. Varul acela e obținut pe cale ilegală și omul s-a plâns, procuraturii generale s-a plâns, inspecție ecologice s-a plâns, Ministerul de Interne, și se pare că toți protejează această mafie a varului de la Trinca. Valentin Borodache se laudă cu localitatea lui în care este deja strada Serafim Urechean. Nu e așa, dacă a fost o mare somitate consăteanul lor, hai să merite și o stradă. A fost. Da, a fost, că până mai ieri era și președintele Curții de Conturi în locul lui, acum e Marian Lupu. Acum se pare că nu are nicio funcție Serafim Urechean, dar nici nu are nevoie. Cred că s-a îmbuibat și a făcut bani pentru o bătrânețe liniștită. În plus va primi și probabil pensie de la stat. Valentin Borodache relatează din centrul raional. Aici un cetățean se plânge că viteza 4G, care trebuie să fie foarte mare, prin definiție, e foarte mică la un operator din Republica Moldova și chiar face o comparație și ne arată a un operator concurent la care viteza e exact cât scrie în contract. Adică, vedeți, ridică speedometrul ăsta până la capăt, pe când la celălalt operator abia dacă urca până la ora 8-7. Da? Un experiment pe care putem să-l credem, putem să nu-l credem, puteți să-l faceți și voi, mai ales dacă aveți cartelă cu două simuri. Luați cartelă
de la un operator și de la altul și faceți comparații. Sau măcar operatorul vostru, calculați-l să vedeți dacă nu cumva vă păcălește, comparând cu viteza promisă prin contract. Valentin Borodachi cu relatările lui din sat. Aici niște oameni se plâng de dosare închise cumva sau clasate nejustificat de către procurori de la Botanica. Au cerut de mai multe ori procuraturii municipale și procuraturii generale să intervină și să mute acel dosar de la Botanica. Li s-a promis, dar nimic nu s-a făcut și de asta oamenii ies de fiecare dată la protest la Procuratura Generală. Și de data asta a vrut să vorbească cu ei, iată, ci că e procurorul municipiului Chișinău, Șapte Frați, dar ei au insistat să vorbească cu Stoianoglu. Până la urmă, Bacalân, sau nu știu cum îl cheam pe ăsta, i-a luat în audiență, au intrat, s-au ieșit satisfăcuți, li s-a promis că în câteva zile dosarul va fi mutat de la Botanica, unde procurorii insistă cu clasarea cauzei penale, chiar dacă faptele par evidente. Vera Eșanu, comerciantă de la Piața Centrală, de pe lângă Piața Centrală, că nu intră în piață, la poarta Piaței Centrale, recunoaște că ce face ea e ilegal, dar ea vinde numai ciorapi și calendare, pe când alături de ea se vând tot ce vrei, inclusiv produse alimentare, absolut ilegal, din mașini, din remorci sau de pe jos. Dar poliția nu știu de ce nu intervine decât la ăștia, comercianții mărunți ca ea, și nu intervine la cei comercianții mari care vând drojdii, pâine și tot ce vrei pe stradă, la poarta pieței, în mod ilegal. Și iată, ea surprins pe niște polițiști care cică ar fi venit la ea să-i ceară, la ei, la comercianții mărunți, să le ceară niște bani ca să întocmească un proces verbal formal, adică ei să raporteze șefilor că adică am aplicat amenzi, când de fapt ei nu fac mare lucru. Și tot așa de fără de lei s-a plâns omuleanul ăsta de la Orhei. L-am întâlnit în fața Ministerului de Interne că protesta supărat, au venit niște polițiști, carabinieri și îl intimidau acolo, dar pentru că eram eu de față, l-au lăsat în pace și omul a fost primit chiar în audiență. La Procuratura Generală am depistat și problema asta. Li s-au adus tone de apă potabilă, nu se știe cât de bună e apa asta, pe care scrie că e potabilă, apă de dozator. Dar între timp mi-am adus aminte că apa Canal Chișinău ne asigură că potabilă ar fi și apa din robinete. Dar iată că procurorii nu sunt proști și ei nu vor să bea apă din robinete. Dar dacă apa din robinete nu e bună, de ce nu deschideți o cauză penală? Să verificați de ce suntem păcăliți. Nu, ei preferă să comande apă la butoi, iar pe noi ne lasă să consumăm apă din Nistru, care cumva e prelucrată ea, dar e totuși apa în care se pișe jumătate din Republica Moldova, mai ales partea nordică, mai ales orașele mari, Rezina, Râbnița, Soroca, care nu au stații de epurare, inclusiv cei de pe malul Răutului, care Răut tot se scurge în Nistru, iar din Nistru se absorbe apa pentru rețeaua Apă Canal Chișinău. Mai văd aici comentarii, o să le citesc dacă sunt comentarii sau întrebări. Cazul de la Oxentia cu divorțul cu domnul Giderman. Ce s-a decis cu copiii? Nu știu, nu s-a adresat niciun Giderman să spună ce s-a decis. Foarte rar mi se întâmplă ca oamenii, după ce s-au plâns și le-am mediatizat cazul, s-au făcut proteste cu ei, cu ele, să revină și să-mi spună da, a ajutat sau nu, n-a ajutat, să-mi spună ceva, vreun efect. Și asta e o problemă, dar n-ai cum să-i obligi pe oameni. E explicabil când li s-a rezolvat problema, nu-și mai doresc să-și amintească de asta. Dacă nu li s-a rezolvat problema, poate nu mai au deja încredere în noi. Eu cred totuși că protestele și mediatizarea, singurul lucru pe care eu pot să-l ofer absolut gratuit, eu cred că ele, într-un stat democratic, într-un stat de drept, ar trebui să aibă efect benefic de rezolvare a problemei.
Deci cazul Ghiderman nu-l cunosc, nu știu cum a evoluat. Pe mine m-a costat 350 de euro, zice Tudor Sârghi, ca să-mi fac cetățenia cu ajutorul intermediarilor. În acești bani era inclus transportul, cazare la hotel. Unica nu înțeleg de ce îi criticați pe acești oameni. Asta e munca lor de a te ajuta să obții mai ușor cetățenia. Mă sună cineva pe WhatsApp și nu pot să răspund acum. Chiar azi am primit un mesaj și ar trebui să-l public, iată acum, bine că mi-ați adus aminte. Un mesaj despre programare la, nu la cetățenie, ci la examenul de șoferie. Și acolo oamenii când intră și vor să programeze, abia pe luna mai, martie, mai, nu știu când sunt zile libere de programat. În schimb, intermediarii spun, da, nu, se poate pe data de 17 februarie, dar te costă 200 de lei. Deci iată birocrația și mafia care sufocă un sistem care trebuie să fie prietenos statului. La fel și cu cetățenia. Nu-i critic pe samsar, pe intermediari ăștia, ci critic statul care a creat atâta piedici birocratice care alimentează, iată, intermediari ăștia, când ar trebui serviciile să fie atât de simple și de accesibile, încât oricine să-și poată permite să redobănească cetățenia fără intermediari. Omule, cum poți să mă suni atâta dacă nu-ți răspund? Domnule Bregă, vă apreciem ceea ce faceți, vă susținem ceea ce faceți, faceți lucruri frumoase, Ludmila Cojocari. Mulțumesc, foarte mulți mă critică. Chiar într-o zi o să fac o sesiune de citit și de arătat pe față comentariile pe care le primesc pe YouTube mai ales. Și am o grămadă de comentarii, multe dintre care, mai ales aici din România, nu sunt deloc prietenoase. Când face o emisiune live despre globalizare, migrație, lumea orientală și cea occidentală? Tudor Sârghi, eu pot să mă dau cu părere despre chestia asta, dar nu mă pricep foarte bine, nu știu de ce aștept de la mine o părere despre asta. Dacă societatea și-ar onora toate obligațiile, automat n-ar mai apărea nevoie să discutăm despre drepturi. E matematică simplă. Atunci când eviți obligația de a plăti impozite, încalci dreptul altora care își alimentează drepturile din aceste taxe. Și așa e în toate domeniile, exprimare, liberă circulație, etc. Corina Cemărtan, într-un fel, da, ai dreptate, dar nu ar trebui să vorbim despre chestii abstracte ca societate, ci ar trebui să vorbim mai ales despre indivizi, despre drepturi de persoane, drepturi și obligații. Și da, aceste persoane, de exemplu, persoanele cu dizabilități, pensionarii, copiii cu indemnizații de la stat, vor rămâne fără sursă de existență dacă noi vom înceta să plătim impozitele. Nu doar funcționarii publici pe care suntem supărați, polițiștii, jandarmii, procurorii, primarii și tot așa, dar trebuie să admitem că aceștia sunt foarte mulți și ar trebui să cerem de la politicieni, de la factorii decizionali, să reducă numărul funcționarilor. Am auzit că în România e mai mult de 1 milion de persoane angajați la stat, în structurile centrale, guvernamentale sau în structurile locale. 1 milion, deci 1 din 20 lucrează în birocrația statului. Ceea ce e, cred eu, cam mult. E un stat prea mare și greoi. Sunt acum în Marea Britanie, lucrez și învăț engleza. La cursul de engleză sunt mulți emigranți din America Latină. Se plâng că și acolo viața e grea. Pe tot continentul american, Statele Unite și Canada, nivelul de trai e ridicat. În rest, e sărăcie. Da, știm, Tudor Sârghi, că o duce bine Europa Occidentală. Noua Zeelandă și America de Nord. De la America din Caraibe, cum îi zice acolo, în zona Caraibelor și America de Sud, Asia o duc foarte prost. Na, în Asia sunt acolo Japonia, Coreea de Sud, Singapore, țări care o duc foarte bine comparat cu Occidentul.
Dar asta e situația. Noi suntem printre țările de la coadă din cauza corupției, din cauza ignoranței, din mai multe motive. Nu neapărat din cauza lenei, că degeaba muncești 13 ore pe zi dacă nu muncești cu cap. Cam atât. Sunt comentarii, mesaje pe Skype. Ăsta de pe WhatsApp insistă să vorbesc cu el și de aceea poate e important cazul și de aceea o să opresc aici transmisiunea. Mulțumim tuturor pentru interesul manifestat, pentru participare, cei care ați apucat. S-ar putea să mai încerc să mă mai joc cu rățușca asta, dar probabil mâine seară când vom vorbi despre problemele cu redobândirea cetățeniei, voi folosi instrumentele pe care le stăpânesc mai bine și prin care poate participa oricine pe Skype, pe Facebook, pe Viber, chiar cu apel video în direct. Până atunci, vă zic tuturor seară bună, noapte bună sau bună dimineața dacă mă priviți înregistrare.